Cooperarea dintre Guvernul României și PNUD se realizează în cadrul programului de țară 2010-2012, prin care MDRT reușește să-și îndeplinească atât strategia și politicile de dezvoltare, cât și să elaboreze și să implementeze diferite proiecte cu scopul îndeplinirii Planului Strategic Național. Obiectivul strategic general de dezvoltare a turismului îl reprezintă transformarea României într-o destinație turistică competitivă la nivel internațional, la nivelul valorii resurselor turistice de care dispune și care să impună acest domeniu ca activitate economică prioritară în cadrul sistemului economic național. Principalul rezultat al acestui proiect va fi crearea unui plan strategic de dezvoltare integrat pentru fiecare din cele trei localități selectate, care va ajuta MDRT să identifice ariile prioritare de intervenție, planurile de acțiune specifice pentru fiecare localitate, precum și cerințele pentru investiții ulterioare, luând în considerare resursele publice și private. La finalizarea proiectului, aceste trei localități vor beneficia de un plan local de dezvoltare bazat pe necesități concrete și prioritizate, cu obiective măsurabile și cu un sistem de monitorizare capabil de a evolua etapizat realizările și de a repera ariile care necesită intervenții ulterioare.